Preacucește Părinte Vicar Patriarhal, Preacucește Părinte Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, domnule viceprimar, distinși reprezentanți ai primăriei sector 2, iubiți credincioși, evenimentul din seara aceasta este o continuare a celui început în seara precedentă și ambele sunt organizate în cadrul proiectului de educație cultural-religioasă sub semnul Sfintei Cruci, seri culturale la Parohia Mărcuța, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Proiectul aparține Primăriei Capitalei, inițiat de domnul viceprimar Cristian Popescu, care a susținut acest proiect și sper să ne susține în continuare, să fie un început. Mulțumim Primăriei Capitalei, mulțumim domnului viceprimar, mulțumim Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu care colaborăm, mulțumim Protoieriei Sector 2 Capitală, care ne susține în derularea acestui proiect. În seara aceasta vom avea plăcerea să audiem corul Catedralei Patriarhale Tronos, condus de Părintele Arhidiacon Mihai Buc. Cu bunăvoința dumneavoastră, vă rog să spunem câteva lucruri despre acest tron, acest cor. Grupul Saltic Tronos a fost înființat în anul 1997 la inițiativa Părintelui Arhidiacon Mihai Bucă, protosaltul Catedralei Patriarhale din București, și este format în special din tineri teologi pasionați de muzică saltică de tradiție bizantină. Grupul Tronos este unul dintre cele mai apreciate coruri din România, fiind implicat în dezvoltarea și promovarea muzicii bizantine pe teritoriul țării noastre. Sub conducerea dirijorului și a fondatorului său, a susținut concerte pe multe scene muzicale, în catedrale, în biserici, din țară și străinătate. Numele de Tronos, a fost dat grupului de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2007. Astfel, corul Tronos s-a format la strana Catedralei Patriarhare în jurul Părintelui Protopsalt Mihai Bucă. Sfintele slujbe, participările la diverse evenimente bisericești, concertele, repetițiile numeroase, imprimările audio au fost prilejul pentru membrii grupului să descopere și să aprofundeze tot mai mult cântarea psaltică, muzica de tradiție a Bisericii Ortodoxe. Toate aceste eforturi au condus deja la o emulație în rândul altor tineri și grupuri de muzică psaltică din țară. De aceea, se poate spune că, prin activitatea sa diversă, grupul Saltic Tronos a avut o contribuție însemnată la perpetuarea tradiției muzicale bisericești românești. Pentru membrii corului Tronos, atenția pentru acuratețea interpretării partiturilor este dublată de dragostea și respectul pe care cu toții le au față de mesajul textului liturgic, arătând astfel că melodia slujește cuvântului și rugăciunii. Mai ales în ultimii ani, grupul de psalți al Catedralei Patriarhale a susținut numeroase concerte de muzică bizantină în țară și în străinătate, și a imprimat mai multe compact discuri, ajungând astfel cunoscut în țară, cât și în afara ei. Grupul Saltic Tronos a primit ordinul Sanctus Stephanus Magnus din partea Preafericitului Părinte Daniel în anul 2013, luna decembrie, pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul timpului. Protopsal
înălțat al Catedralei Patriarhale din București din anul 1997, Părintele Arhideacon Mihai Bucă, copilul de altă dată al Mărcuței, cum îi place să se considere, este fondatorul și zidorul corului Tronos. Pasiunea pentru muzică bisericească de sorginte bizantină, împletită cu strădania continuă pentru mai bună cunoaștere a tainelor acesteia, l-a făcut pe Părintele Mihail un interpret fidel al muzicii saltice, preocupat și de transmiterea nealterată a tradiției muzicale bisericești românești. Aceste preocupări au fost împărtășite cu multă generozitate și psalților din jurul său, cărora le-a insuflat aceeași dragoste pentru cântul saltic. Muzica sa însă nu este o simplă reproducere a vechilor melodii și partituri din manuscrise, la care de altfel recurge adeseori, ci mai curând o actualizare a acestora, ceea ce este deopotrivă un demers de recuperare și revalorificare a unei tradiții muzicale anterioare, cât și un act muzical creativ. De altfel, se poate spune că sfinția sa recompune muzica pe care o interpretează, mergând dincolo de textul muzical către un nivel mai profund, acolo de unde izvorăște melodia, pe care o redă apoi într-un duh de libertate, adaptând sau nuanțând poate anumite detalii, fidel însă la modul extrem duhului melodiei. De aceea, o cântare chiar binecunoscută, mai deosebită sau mai simplă, va suna din gura sa ca nouă, vie, fastuoasă, departe de orice rutină și orice stereotipie. Acum vreau să vă prezint programul. Constă în cântări de muzice, de cântări saltice bizantine și cântări patriotice, în cinstea eroilor și a martirilor, în număr de 11. Cu bunăvoința dumneavoastră le voi enunța. Prima cântare este Sfinte Dumnezeule, Trisaghion, glasul 1, de Ioan Palasis. Urmează cântarea a noua din Paraclisul Sfinților Martiri Brâncoveni. Mărturisiți-vă Domnului, Polieleu Aghioritic, glasul 5. Irmos, urechi au, stih calofonic, din Polieleul Robii Domnului, melodie de Balasie preotul și Teri Rem de Petru Lampadarie. Nu va lipsi balada Brâncovenilor, ca o continuare a piesei de teatru de aseară. Urmează Avem o țară, versuri Radu Gir, muzica Mănăstirea Diaconești. Imnul eroilor, muzica Ionel G. Brătianu, versuri Ion Dormidon. Nu plânge Maică Românie, versuri găsite în ranița unui soldat căzuți în Carpații de Curbură în 1918. Muzica preot Cristian Alexandru. Crezul, versuri Radu Gir, muzica același preot Cristian Alexandru. Treceți batalioane, cântec patriotic din timpul războiului mondial din 1914-1918. Și Drum bun, drum bun, cântec patriotic din timpul războiului de independență al României 1877-1878, versuri Vasile Alexandrii. De asemenea, ne vom bucura de momente poetice susținute de actorul Silviu Biriș, actor la Teatrul Național și teolog în anul 3, care desfășoară cu o frumoasă activitate pastorală. Vă mulțumim și vă urăm audiție plăcută!